Elevii și profesorii Colegiului Național Economic Teodor Costescu au o zi liberă mâine de Ziua Educației, însă aceștia au dorit să sărbătorească în avans această zi extrem de importantă. Astfel, elevii cu rezultate deosebite în anul 2022-2023 au fost premiați. Ziua și bine ați venit! Așa cum știți sau ați auzit, mâine, 5 octombrie, este Ziua Mondială a Educației, zi înființată de UNESCO și sărbătorită încă din anul 1994. Această zi este dedicată activității profesorului, datorită rolului foarte important în educarea viitoarelor generații, rol care nu este deloc ușor. Ziua Internațională a Educației este sărbătorită pe 5 octombrie, începând cu anul 1994 în întreaga lume. Educația reprezintă un factor important în conturarea personalității noastre, fiind un pas spre știință, dar și spre o societate civilizată. În această zi, accentul este pus pe promovarea educației, aprecierea implicării și devotamentului cadrelor didactice, dar și a elevilor. Astfel, elevii cu rezultate deosebite în anul 2022-2023 au fost premiați la Colegiul Național Economic Teodor Costescu. Bănoiu Alexandru Valentin Iulian. Mânjină Ionela Marinela. Argint Gabriel Valentin Mare. Pe lângă premierea elevilor, această întâlnire a avut ca scop familiarizarea acestora cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidențierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generații și recunoașterea meritelor acestora în formarea culturii valorilor și moralei unei societăți. Mâine, 5 octombrie, va fi Ziua Mondială a Educației, zi sărbătorită încă din anul 1994, zi care are ca scop sensibilizarea oamenilor cu privire la importanța rolului pe care îl au profesorii din întreaga lume, având în vedere că toată lumea știe că e foarte greu să educi viitoarele generații. Există mii de moduri de a mulțumi unui profesor, dar cel mai frumos este acela să vezi elevii, copiii tăi pe care îi pregătești, că participă la olimpiade, competiții și concursuri școlare. Colegiul Național Economic, în avans cu o zi în ceea ce privește Ziua Mondială a Educației, premiază elevii Colegiului Național Economic Teodor Costescu pentru rezultatele foarte bune obținute în anul școlar 2022-2023 la concursurile și competițiile școlare din anul școlar precedent. Elevii au fost extrem de încântați de faptul că au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură, dar și la concursurile sportive la care au participat. Un eveniment deosebit aici la Colegiul Național Economic, ce poți să ne spui? Văd că ai primit un premiu. Pot să spun doar că mă simt onorată să mă aflu astăzi alături de colegii mei și mă bucur foarte mult că am fost premiați pentru rezultatele pe care le-am obținut în anul școlar anterior. Cât de importantă este educația? Educația este foarte importantă, atât educația de acasă, cât și educația școlară, pentru ca noi să ne dezvoltăm cât mai frumos și să ajungem exact acolo unde ne dorim. Tu, de exemplu, în ce clasă ești? Eu sunt clasa 12-a și este un an foarte important. Anul trecut am participat la foarte multe concursuri și am avut rezultate foarte bune. Am luat locul 1 chiar și la etapa regională, la un concurs recunoscut de Ministerul Educației, cât și la olimpiade școlare, dar și la concursuri pe teme de protecția consumatorului sau concursuri legate de contabilitate. Totodată mi-ai spus că ești în clasa a 12-a. Ce vrei să faci pe viitor? Îmi doresc să merg la facultatea de drept și să devin procuror. Astăzi, de Ziua Educației, m-am simțit extrem de onorat să fiu invitat la Colegiul Național Economic Teodor Costescu, al cărui absolvent sunt. Astăzi am celebrat Ziua Educației, am celebrat-o cu o zi înainte, prin împărțirea unor premii, prin împărțirea unor medalii,
care pe noi, ne-au, pe mine cel puțin, m-au onorat. Urmat cursurile Colegiului Economic și datorită profesorilor și profesionalismului de aici, am reușit să iau examenul de bacalaureat și, într-adevăr, astăzi sunt student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Astăzi am fost premiați pentru rezultatele remarcabile pe care le-am avut în decursul anului 2022-2023. Cât de importantă este educația pentru voi ca tineri? Destul de important, adică ne ajută să ne dezvoltăm, să știm ce vrem să facem pe viitor, ne ajută să ne formăm. În ce clasă ești tu? În clasa 12-a. Și ce vrei să faci pe viitor? Din ce m-am gândit, cred că marketing undeva în zona aceasta, chiar cum e profilul economie, să mă duc pe filiala aceasta. Educația reprezintă un factor important al formării elevilor, deoarece permite evoluția armonioasă a personalității umane din punct de vedere spiritual, moral, social, cultural și economic, fiecare individ educat adăugând un plus de valoare societății. Actul de educație este considerat o profesie, o formă de serviciu public care necesită experți în domeniul educației. Aceasta este un element esențial în dezvoltarea unei societăți.